vă salut, dragi prieteni, suntem în campania electorală, după cum știți. Ceapă și mărar. Sunt reduceri, să știți, la legăturile de ceapă în Libertatea. Nu o să mai arăt la cameră, că toată lumea știe cum arată ceapa verde. Adio, Patrick Kang, s-au despărțit pentru totdeauna de camerunez. Într-adevăr, un sicriu fantastic. Îl vedeți aici, negru de abanos, care va merge însă în Camerun până la urmă. Și odată cu el, sigur, și regretele noastre eterne, că la asta ne pricepem. Aici sunt câștigătorii mari dezlipeli de acest Black Friday, că suntem totuși într-un vineri 13 astăzi. O fostă componentă a trupei în vogă, ex-Candy, adică, a devenit vedetă la Londra. Păi poate să devină și primăriță la Londra, dar câștiga musulmanul ăla primăria, de ce Selena de la Candy să n-ajungă foarte sus? Eu care nu mă pricep la alegeri, îmi dau și eu cu părerea, teoretic este posibil. Evenimentul zilei, cum s-a strecurat Nicolae Ceaușescu până în vârful PCR? Astea îmi plac. Acum, așa, în 2-3 minute, dacă îmi permite regia, aș explica și eu. Într-una dintre zile m-am întâlnit cu un cetățean în taxiul dumnealui și mi-a spus că așa crede că aș lucra în presă. Am zis, posibil. La care îl zice, dom'le, dar știți istoria lui Neanicu? Zic, nu. Tu știți că Ceaușescu a murit în 1974? Zice el. Zic, unde? Pe la vânătoare, nu știu pe unde, prin Africa, zice el. Dar și ce s-a întâmplat, zic, din 74? Păi, zice, au pus sosia lui. A fost o sosia lui până în 89, când a fost împușcată sosia. Și zic, haideți, domnule, că eu am citit multe porcării din astea cu Ceaușescu prin ziare, pe biografii lui, pe la istoricii lui. Zic, nu știam de varianta asta. Credeți că puteam să găsim, zic, un imbecil așa de mare să semene leit cu Ceaușescu până în 1989, adică 15 ani și n-a aflat nimeni în lume? Hai că noi, să zicem, n-am aflat, că mi-a explicat că l-au aruncat pe Neanicu atunci la un gropan nu știu pe unde și ca să nu se afle. Adică Coana Leana ținea chipurile de putere așa de tare încât a vrut să conducă ea. Și mi-a tot spus tot felul de amănunte cu cum a mers el pe firul ăsta, a auzit el de la cineva. Și după aia acum s-a întâlnit cu nu știu cine, a fost în casa uneia care i-a povestit toată chestia asta și îmi zice la un moment dat, dom'le, într-una din zile transport un fost general cu mașina, cu taxiul. Generalul în spate. Bă, după ce schimbăm niște amabilități, încep să-i povestesc asta cu Ceaușescu. Zic, bă, când mi-a povestit că-i fost general, zice, am prins curaj, zice taximetristul. Și încep să-i spun de Ceaușescu ce vă spun și dumneavoastră, adică mie. Și după ce ascultă toată povestea asta, generalul zice, păi dar noi le știam de mult pe toate astea în armată. Albitcic ăsta al meu, taximetristul. Deci există și această variantă că din 1974 ar fi fost mort Neanicu și că țara ar fi fost condusă de o sosie de-a lui, și că și Elena avea una. Mi-a spus la sfârșit și că în 89 n-au fost împușcați decât ăștia, manechinele astea, sosiile, și că Elena e în America de Sud, unde ar fi și Nicușor. Deci amândoi ar trăi prin